neverosimil ce am văzut, cel puțin în prima repriză. Șep și conducea după ceva mai mult de o jumătate de oră cu 3-0, în condițiile în care nu mai are miză. Faru, în schimb, trebuie să-și joace prezența europeană în aceste etape rămase până la final. Sunt puncte importante pierdute de echipa lui Gică Hagi. O să vedem ce spune la Flash Interview. O să încercăm să înțelegem și noi, Andrei Vochin, te salut. Cum s-a putut ajunge într-o asemenea situație? Noi discutam înainte de meci că vor fi doi Jolly Joker, da? În finalul ăsta. Unul este FCSB, celălalt Șepși. Echipe pe care, imprevizibile, pe care nu știi de unde să le iei, tocmai pentru că nu mai au nicio presiune, nu mai au nimic de pierdut și atunci vor juca ori foarte bine, ori foarte prost. Te poți trezi. Șepși astăzi a bubuit farul. De ce? E greu de spus și rămân la ceea ce am spus tot înainte de emisiune, că farul trebuie să răspundă la întrebările astea. Indiferent ce se întâmplă cu Sepsi, farul trebuia să fie echipa care să pună stăpânire pe joc sau, în cazul în care a pierdut, farul a pierdut meciul ăsta. Mie, sincer, la un moment dat mi-a trecut prin cap așa că s-a deschis sezonul estival la mare și unii băieți au fost prinși în activitățile de organizare de acolo, pentru că la meciul ăsta n-au venit, adică au făcut niște greșeli individuale uluitoare, adică pur și simplu asisturi pentru adversari. Asta fără să scădem din meritele celor de la Sepsi care au fost acolo, au presat, au insistat, chiar au făcut... S-au bucurat foarte tare că reacțiile lui Șafranco după golul reacțiile lui Șafranco uite, chiar m-au pus pe gânduri, în sensul în care fie e supărat pe ceva, pe faptul că o fi pierdut statutul de titular la Sepsi și acum a revenit în prima echipă, m-am gândit la un moment dat dacă nu cumva o fi la final de contract și o fi semnat chiar cu farul, că s-a comportat ca un jucător din aceea care nu se bucură când marchează împotriva fostelor lor echipe sau poate exact viitoare. Asta a fost senzația. Hai să vedem, să mergem la Ștefănescu, ascultăm și revenim, că e interesantă teoria. A lăsat de dorit, a fost cel de acasă cu Craiova, dar în rest cred că toate meciurile au fost foarte bune. Va ieși tot în seara asta și iar Șafranco practic a finalizat munca echipei, ca să zic așa. Da, așa este, cum ai spus tu. Chiar tot ne-a ieșit astă seară, mă bucur pentru Șafri. Avea nevoie de goluri, mă bucur că a reușit să înscrie. Sper să ia și mingea acasă acum. Te-ai gândit că partida se va întrerupe după acele scandări xenofobe? Ai mai fost martor la un meci cu Cântec în care echipa ta a fost implicată? Nu, sincer, nu m-am gândit că se va opri. Pe stadion se strigă orice, dar sincer nu cred că se putea opri, iar după aia ce făceam? Că am mai avut cazul acasă când s-a oprit și după aia s-a rejucat. Strigă 2-3 minute și asta e, dacă nu înțeleg. Hai să-ți dau o veste bună. Astăzi UEFA a aprobat ca loturile echipelor naționale participante la Euro să fie formate din 26 de jucători, nu din 23. Tu ai fost mereu în atenția selecționerului. Crezi că prestațiile tale din acest play-off te recomandă pentru un loc în lotul pentru Euro? Muncesc, vă dați seama. Fiecare jucător care joacă, cred că își dorește să ajungă la Euro. Vom vedea dacă o să fiu acolo. Îmi doresc asta. La vară, mai rămâi la Șepși sau... Care e prioritatea ta? Un transfer în străinătate sau FCSB sau Rapid? Mai am două meciuri aici și după aceea vine perioada de transferuri. Este, să zic așa, tot timpul. De un an, doi se vorbește, dar nimic concret. Mai am 2 ani. Dacă se va ivi ceva, normal că voi vrea să fac pasul către o echipă, să zic așa, care se bate la campionat sau în afară. Se vorbește pentru că prestațiile tale fac să se vorbească despre posibilul tău transfer. E normal, da, nu? Normal. Da, așa este. Trebuie să dau tot ce am mai bun pe teren și de acolo fiecare, să zic așa, analizează și vom vedea unde voi fi. Dar tu, de exemplu, ai vrea să mergi la FCSB pentru că patronul tău face declarații repetate că nu vei ajunge acolo. Dar de ce asta cu FCSB?
Păi, FCSB Rapid... Se tot discută. Păi, dacă vor face o ofertă, nu știu nimic, dacă s-a făcut vreo ofertă sau nu. Să discute, normal că în presă patronul vorbește, normal, fiecare patron are dreptul să-și spună opinia, până la urmă este patronul echipei, eu ce pot să spun, să mă pun rău cu dânsul. Păi, bănuiesc că ai și tu o opțiune, nu? Normal, am discutat ceva și vom vedea. Mulțumim frumos. Mersi mulțumim. Frumos. Baftă. Da, simpatică, reacția. Ce aveți, doamne? De ce FCSB? Da, 12 goluri, 5 pase și 3 penaltiuri scoase. Uite, îmi trimite Liviu Manolache, îi mulțumesc mult, statisticianul Gazdei Sporturilor și a Ligii, cifrele astea ale lui Ștefănescu în sezonul ăsta. Astăzi nu marchează, dar dă pasă de gol pentru Matei la faza aia. Altruist, mă rog, nu știu dacă i-a dat el sau Cheiroș, nu știu exact cine a fost. Păi e în perioada în care se spune dar din dar se face, sau dar din dar se face rai. Da, m-aș întoarce la Șafranco. Ce-ai lansat? Zi! I-a dat-o Cheiroș, Ștefănescu, Ștefănescu, eu să o dau și eu mai departe, că nu pot să... Eu nu pot să rămân eu cu ea. Cadou frumos, nu pot să nu îl împart cu prietenul meu. Dar apropo de Șafranco, uite bucurie la golul 4, la da, între Matei și... Între Matei și... Bine, are o simbolistică și asta, că Matei a avut probleme cu accidentarea, cu problema cu dopajul. Da, așa te bucuri după gol? Nu cum a făcut-o Șafranco? Și Șafranco marchează de... Și al patrulea. Adică nici măcar după al treilea gol nu s-a bucurat, că zici, băi, ok, primul arăt că-s supărat, al doilea arăt că sunt și mai supărat. Dar la hat-trick, știu că iau mingea acasă și nu mă bucur nici la al treilea? Da, e ciudat. Ți-a zis, ori e ceva, a fost nemulțumit că n-a jucat, poate mai mult decât și-ar fi dorit, ori cine știe, poate... Semnează la fară. Da. Din vară. Te poți gândi la dacă orice. Dacă o fi la final de contract, dacă l-o interesa pe Gică Hagi. Domnul Ștorc! Sunt foarte fericit. Sunt mândru de echipă. Trebuie să felicit echipa. Din primul până în ultimul minut, de la început am jucat perfect. Chiar și după 3-0 am continuat să jucăm. Am crezut în noi, în ceea ce trebuie să facem. O echipă foarte bună, împotriva unei echipe foarte bune. Am văzut când au câștigat cu 5-1 împotriva CFR-ului aici, în ultimul lor joc. Mă bucur tocmai că am evoluat de la A la Z la fel. Șafranco, omul meciului, a marcat un hat-trick. Nu e doar pentru el. Felul în care am creat ocaziile e entuziasmant. Am marcat golurile, dar sunt rolul echipei. În ultimele etape nu a avut norocul pe care l-a avut astăzi. În anumite situații ai nevoie. A muncit mult. The team look like you wish your team to look. Yeah, of course. I'm very happy about this. How sunt foarte fericit. We give him not the chance and the team nu le-am dat i-am presat, nu le-am dat nicio ocazie, credem în sistem tot mai mult. Adversarii i-am împiedicat pe adversar să își facă jocul. Mentality in your team style of play. I don't know if it's German mentality. Not only today. Not. No, I think also before we did it also we missed a little bit the luck. Ne-a lipsit norocul și împotriva CFR-ului. Am jucat cu 8 oameni plus portarul. Până în ultimul moment, minut, am luat golul acela 2-1. Astăzi însă tot ce am pierdut acolo am recuperat. Veți începe să căutați jucători noi. Trebuie să vedem. Sunt în negocieri pentru cu clubul. Să vedem, nu știu ce se va întâmpla în continuare. Dar vom vedea cu managementul. Vă gândiți să plecați? Nu. Acum sunt mulțumit de ceea ce am realizat, ceea ce va fi în viitor, vom vedea. Nu-mi dau seama, e la final de contract? Uite, chiar nu știu. Adică pe Ștorc l-au adus doar până la sfârșitul sezonului ăstuia? Nu cred, ci cred că... sau mai bănuiesc că are o clauză în contract prin care să prelungească dacă prinde play-off-ul. Cred.
Nu dau seama, că pentru la că felul în care... momentul în care a preluat echipa, se punea problema să nu prindă play-off-ul, dacă mai ții minte cei de la Sepsi, când Ștorc a preluat echipa. Da, uite, înțeleg că ar fi spre final de contract. Și că Dioseg i-ar face o ofertă, mă rog, avea contract doar dacă se prelungea, dacă prindea play-off-ul, se prelungea, dar nu-mi dau seama. Păi asta zic, da, că ok, și cu prelungitul ăsta practic e un nou contract, adică păi da, trebuie să fii trebuie... de acord. Exact. Toată lumea trebuie să fie da. Pe aceeași lungime de undă. Și bănuiesc că în negocierile astea de care vorbea, că ai văzut cum s-a pus problema. Aduce jucători, nu știu, negociem. Da. Da. E... apropo de Ștorc, da, câștigă astăzi, Șep și face multe puncte în play-off-ul ăsta. Cred că 9 puncte, dacă am numărat eu bine. Păi pleacă din ultima poziție, din seara asta. Avea 12 puncte în spatele Rapidului și acum este la 2 puncte peste Rapid. Da. Cu un meci în plus jucat. Cu un meci în plus jucat. Da. Da. Deci a început înainte. Deci a terminat sezonul regulat cu 12 puncte în spatele Rapidului și în momentul de față, după înjumătățire și după ce au acumulat în play-off una și cealaltă n-a acumulat, au ajuns la 2 puncte peste Rapid. Da, și mă întreb, în meciurile cu... sau nu, primul meci cu FCSB și meciul cu Universitatea Craiova, ei au arătat bine, chiar și etapa trecută, să reziști în 8 oameni... mai mult de o repriză mi s-a părut remarcabil pentru, da, da. Pentru ei au avut și destul de multe accidentări în partea asta a doua de sezon. Cred că a mai fost ceva, dacă ții minte, Ștorc când a venit toți transferau jucători și el a zis nu, stai un pic, vreau să evaluez, continuăm împreună, n-a adus cine știe ce jucători, mi se pare că doar Varga a venit, Varga ăsta, celălalt. Șeptaru. Da, care e nou așa la echipă, adică nu s-a aruncat să le ceară celor de la, din conducere, cum fac mulți antrenori, aduceți-mi jucători, mulți să vină și așa mai departe. Și s-ar putea asta să fie pe undeva o greșeală, pentru că imediat a concediat 3 jucători. I-a pus pe lista neagră. Da. Și atunci nu prea a rămas, uite ce lot are în momentul ăsta. Ne întoarcem la Ovidiu. Primul jucător al Farului este Popescu. Da, e greu de explicat, nici noi nu înțelegem, am pregătit ceva, din păcate nu ne-a ieșit nimic. Greu, este greu după un asemenea meci să ne găsim cuvintele, dar asta este, mergem înainte. A fost acela un moment extraordinar de important la 1-0 pentru Șepși când a fost dublă ocazie pentru voi și nu s-a marcat nici cu poarta goală, Gregorian. Se întorcea meciul atunci, se putea întorcea. Cu siguranță a fost un moment important al partidei, dar se întâmplă. Am ratat, se poate întâmpla oricui să rateze. Din păcate pentru noi nu am stat bine defensiv nici după primirea primului gol și am continuat meciul nostru slab și asta s-a văzut la sfârșit. Cum vezi lupta în continuare pentru locurile 2-3? Am făcut un pas greșit, din păcate, în seara asta. Mai avem 2 meciuri, trebuie să le câștigăm. Avem șanse, încă sunt șanse matematice, chiar dacă am pierdut, să zic, startul. Trebuie să ne revenim mental și mergem înainte, trebuie să câștigăm meciul de acasă. Aveți meciuri cu echipele cu care vă bateți în continuare? Da, pot să spun că primim puțin ajutor din acest punct de vedere, pentru că jucăm direct contra candidatelor la locul 2, dar dacă ne prezentăm la fel, cu siguranță nu vom avea nicio șansă. Trebuie să strângem rândurile, mai avem 2 meciuri în acest an și trebuie să le câștigăm pentru a merge în Europa. S-a vorbit despre interesul FCSB. Pentru tine am înțeles că lucrurile nu s-au materializat, negocierile nu au ajuns la un viitor comun. Nu știu nimic, dar ce interes după acest meci, ce transfer? Era vorba până ieri. Da, știu, într-adevăr, dar nu știu, nu mă gândesc momentan la nimic. Încerc să-mi fac treaba cât de bine pot. Aici am contract cu Farul și din vară vedem ce se întâmplă. Rămân aici, merg în altă parte, vom vedea. Mulțumim, Mihai. Seară bună. Da, Andrei, și ce e șocant este
cât de mari au fost diferențele la, cam la toate echipele, mai puțin FCSB, între diverse momente ale sezonului. Da? Ne aducem aminte de Faru, dacă mai erau două, trei etape din sezonul regulat, avea impresia că o să rateze play-off-ul. Pe care începe Faru să joace excepțional și te trezește acum, în două meciuri, că nu joacă mai nimic. Nici cu FCSB n-a jucat aproape nimic, da? Și nici astăzi nu joacă. Astăzi este catastrofală. Temă de gândire după ce l-ascultăm pe Nedelcu. Bună seara, în primul rând. Sincer, mi este foarte greu, dar cred că ar trebui să încep prin a-mi prezenta oarecum scuze față de suporteri, pentru că am comis o greșeală foarte mare la golul 2, față de club, față de suporteri. Legat de partidă, a fost, nu știu, nu cred că și-a imaginat nimeni la noi din echipă că putem arăta atât de slab. A fost totuși un moment la 1-0 pentru Sepsi când ați avut o dublă ocazie. Se putea întoarce meciul atunci cu Luis Munteanu și Gregorian. Da, nici nu știu ce să zic, pentru că odată ce pierzi cu scorul la care am pierdut noi astăzi, nu poți să te mai gândești la întoarceri. Da. La luptă pentru locurile 2-3 vă gândiți în continuare, pentru că o să jucați și cu Craiova și cu CFR. Atâta timp cât sunt 6 matematice, cu siguranță vom da totul să câștigăm aceste două meciuri și să terminăm pe un loc de Europa. Din punctul acesta de vedere, mai avem șanse, dar dacă ne vom prezenta așa cum ne-am prezentat astăzi, nu, nici ne putem gândi la acest lucru. Mersi frumos. Mulțumesc și eu. Ce zici de interviul ăsta? Ți s-a părut un Nedelcu venit sincer, în primul rând? Nu prea părea convins să-și ceară oarecum scuze în fața suporterilor. Adică ar fi trist dacă n-ar fi el convins că a greșit. Adică nu, părea... Poate că greșesc, părea un jucător trimis să-și ceară scuze de club. Așa părea, da. Nu? Așa părea. Dar asta, în principal, cred că el... Adică cum s-a exprimat, poate ne înșelăm, poate nu are probleme la zona asta de comunicare, dar așa cum a spus-o, nu prea îi se pare că a greșit. Hai să vedem golul de 3-0, da? Și să vedem dacă a greșit. Golul de 2-0. 2-0? Nu, de 2-0, da. 2-0. Golul de 2-0, da, așa e. Golul de 3-0 a fost ăla, minunea aia pe care și ăla trebuie revăzut la până la sfârșit. Pentru că e o fază extraordinară. Să ne uităm la golul de 2-0 și să vedem dacă a greșit Nedelcu. Ha? Ăsta e Nedelcu. Deci a greșit pasa filtrant odată, după care asta e o chiflă. Da, adică se poate întâmpla să greșești. În momentul în care nu reacționezi cum trebuie, atunci apar semnele de întrebare. Că mi-aduc aminte de ce zicea Wenger. În momentul în care evaluezi un jucător tânăr, vreau să îl întreb cum i s-a părut lui meciu. Și cu cât este mai aproape de adevărul meu, cu atâta îmi dau seama că marja lui de progres e mai mare. Pentru că dacă tu ești conștient că ai greșit, atunci vei lucra să întrebi ce ai greșit. Dacă nici măcar nu ești conștient, nu vei fi convins să lucrezi la chestia aia, că atunci o spui, domnule, n-am greșit. Știi că pot găsi tot felul de alibiuri, că nu știu care nu i s-a demarcat unde trebuie, dar ok, hai, la prima pot să zic. Dar vezi că nu e prima. Nedelcu a făcut în sezonul ăsta exact din zona asta de teren, dacă ții minte golul marcat de Oțelu. Da. Vine tot de la un exterior de-a lui, adică el în poziția aia de ultim om, pentru că el se retrage între, da, apărători. Pe construcție, da. Și are o nonșalanță așa în a da pase adversarului, are o lipsă, nu știu dacă e okay să fie, să ai o relaxare, că am văzut și la băieții ăștia prin Champions League sau aseară pe la Leverkusen cu Roma, cum pasează, dar trebuie să fii convins de ce faci, adică trebuie să ai calitatea asta în pasare extraordinară ca să poți să riști pase de-astea milimetrice. Ei încearcă așa să facă, ce au văzut și probabil cum încearcă și Gică Hagi cred că și cu FCSB dă una, dacă țin eu bine prime stilul de joc,
Dar ok, prima, ai greșit, tu poți să greșești, că am văzut și la case mari, când e echipă în presiune și încerci să joci, să ieși prin pase mici din, din apărare, se întâmplă. A, pe a doua nu înțeleg. Da. Deci a doua, ești fundaș în poziția aia, trebuie să te comporți ca un fundaș. Iar declarația a fost așa, bizară, să spun. Da, nu părea el convins. Cred că mai degrabă ai dreptate tu, că cineva l-a trimis, poate că el... Sau poate exista și varianta asta. El e convins în silea lui că a greșit, dar nu vrea să se expună public. Da, să nu spui, domnule, să nu spui niciodată. Un pic, dar știi că mai, în mintea unor jucători mai e și următoarea chestie. Bine, mă, eu am greșit aici. Dar Luis Munteanu ce a făcut la 1-0 în minutul nu știu care? Știi? Da. Că fundașii sau jucătorii de spate mai au tendința să vorbească despre, despre atacanți așa. Păi la ei nu vedeți ce au făcut? Hai că se pregătește Gică Hagi. Apropo, suntem în etapa 8-a, n-a fost niciun 0-0 în play-off. Remarcabil. Da. Îl ascultăm tot Liviu Manolache. Gică Hagi. Meciul a început rău, apoi Farul a avut ocazie de a reveni la 1-0 și s-a rupt până în minutul 35. Care ar fi concluziile noastre după această partidă? Cred că, în primul rând, nu mai suntem echipa de anul trecut. Nu în, că au plecat jucători, dar nu mai suntem ca acea mentalitate. În primul rând, cred că aici am, tot anul cred că am greșit. Am arătat, eu credeam că începusem să avem o mentalitate de a câștiga, de a ne plăcea să câștigăm, să luptăm, să facem lucrurile împreună, să fim convinși de ce facem, să, să avem spirit. Dar se pare că anul ăsta toate momentele importante care au fost, 4-5 care au fost în tot anul, din păcate le-am pierdut. Și era normal, probabil normal, să faci un meci din acesta în care să-ți fie rușine. Adică la un moment dat ajungi să te simți într-o postură greu care să-ți dai seama. Probabil cine îți dă sau cine a jucat fotbal și cine își dorește să facă performanță, e greu să accepți, cu toate că clar că trebuie să-i felicităm pe cei de la Sepsi. Au venit, au jucat, au făcut un fotbal foarte, foarte agresiv, așa cum am spus-o la conferință, cum am transmis echipei, cum am pregătit meciul, cum eram pregătiți, dar din păcate clar că am greșit momentul, iar meci important, foarte important. Mi-e și mai greu să zic când la conferință zic că e meci important, că mi-era zic hai să nu vorbesc, pentru că toate momentele le-am pierdut și cred că din păcate, o seară pe care cred eu că va fi greu să o uităm, dar pe acest lucru putem să construim viitorul, putem să facem lucrul următor, pentru că lucrurile de aceea ies ca să poți să vezi ce trebuie să faci de acum încolo. Trebuie să reflectăm, să găsim soluția, cauza și după aceea să mergem înainte, pentru că așa e în fotbal și trebuie să găsim, și e obligat, trebuie să găsim soluție. Ce trebuie să facem, pentru că nu poți să mergi în continuare cum a fost, pentru că de-aia am pierdut aceste momente importante. Pentru că cred eu că n-am fost, nu toată lumea am împins la aceeași direcție. Au fost băieții prea relaxați în această seară? Nu puteau să fie relaxați, nu poate să fie relaxați, nu puteau să fie relaxați când tu pregătești meciul. Spui în fiecare zi, le spui ce e, le-a arătat ce e, că echipa care le-a arătat imaginea, stat, am vorbit înainte de meci, că e meci important, să uite că Sepsi normal a demonstrat-o și era o echipă care am jucat cu ea, o cunoșteam foarte bine, dar de la început am fost surprinși, gol pe mijlocul, pe centru, ca la copii, la jumatea terenului, să joci, na, adică prea greu să te explici și suntem la cal și nu vreau să zic multe lucruri. Singurul lucru că toate momentele importante le-am pierdut. Totuși, lupta rămâne deschisă pentru că veți întâlni contracandidatele în aceste două etape care au mai rămas. E bine că avem multe zile la dispoziție. Trebuie să găsim soluții, trebuie să vedem
cu care abordăm. Sper să fiu inspirat în tot ce fac, pentru că e o săptămână, chiar dacă e săptămâna Paștelui, dar e o săptămână importantă pentru noi, în care trebuie să reflectăm mult, să vedem, să găsim cauzele și să ne revenim foarte repede, când așteaptă două meciuri foarte importante, foarte grele. Aveți deja în cap pașii următori, strategia pentru noul sezon, pentru ce va veni în vară, sau încă depinde? Sunt la cald, încă e un moment care nu pot să spun că trebuie să-l uităm, pentru că n-ar fi bine, nu. Trebuie să gândim, să reflectăm, pentru că de aceea vin momentele astea, să reflectezi de ce ai ajuns aici, de ce s-a întâmplat asta, și cred eu că eu am obligația să găsesc soluții și sper că să fiu inspirat să găsesc. Aveți încredere că echipa va arăta altfel în ultimele două partide, altfel decât în seara asta? Că nu știu, am văzut-o până acum câteva etape că a arătat altfel. Eu de obicei sunt, cred în ce fac, sunt convins și am curaj, așa că o să încerc să fac lucrul ăsta, să-i vedem, să vedem, să reflectez, să analizăm și să discutăm cu toții și să vedem cu cine mergem înainte. Mulțumim frumos! Seară bună! Seară bună. Da, l-am auzit pe Gică Hagi. Mi se pare corect că aud în sfârșit, dar era și de așteptat, știi, un antrenor sau jucător sau un om din fotbal românesc care să spună că nu trebuie să uităm seara asta. Da. Pentru că mi se pare esența discursului. În general, discursul de la noi este... Trebuie să uităm repede că a fost un accident. Trebuie să trecem repede să uităm că a fost un accident. Hagi zice din potrivă, dar nu trebuie să uităm seara asta. Și într-adevăr, nu trebuie uitată. Și tocmai pentru a face acea analiză și pentru a găsi cauzele, că dacă nu găsești cauzele, te trezești că ratezi obiective, că Sepsi e pe cale să dinamiteze și al doilea obiectiv al echipei în sezonul ăsta, după ce au luat cupa, supercupa, i-au luat farului supercupa, acum sunt pe cale să-i scoată și din cupele europene. Atenție, în condițiile în care în cele patru meciuri din campionat, farul n-a pierdut cu Sepsi. Da. Dar un lucru este cert, pentru că Hagi zice, da, trebuie să văd, să găsesc cauzele. Nu a găsit în sezonul ăsta Constanța de anul trecut, pentru că asta începusem la un moment dat, da, înainte de unul dintre flash-uri. Da? Nu ai cum să arăți, să fie diferențele astea colosale, adică am asistat la o prăbușire pur și simplu, după ce joci în urmă cu două săptămâni, joci încântător. Păi dai 5-1 Clujului, CFR-ului, nu? Dai 5-1 CFR-ului, bați Rapidul, bați Universitatea Craiova. Da. Cum să pleci de acolo și să ajungi aici? Nu știu, sunt unele lucruri care par desprinse din dosarele X în ediția asta de campionat. Mai vorbim de Rapid, mă rog. Și am impresia că, adică, știi că Ciprian Marica acum vreo săptămână a dezvăluit o discuție între el și Gică Hagi în care spunea că să vezi acum play-off că îi batem pe toți. Și Cip era încântat că lucrurile se întâmplaseră până atunci. Mă rog, el uitase că FCSB-ul a bătuse în etapa a doua la Constanța. Cred că a doua etapă a fost din play-off-ul ăsta. Dar ok, grosomodo mergea argumentația că echipa a scăpat de presiune. Da. Și că acum copiii burdă, joacă, fac drec. Cred că una dintre explicații poate să fie că în momentul ăsta abia acum a început presiunea. Pentru că au intrat în play-off și nu aveau mari așteptări de cupe europene în momentul în care au intrat gâfâind pe ultima sută de metri. Da? După care, începând să joace bine, la un moment dat să începe să gândească chiar la titlu. Dar nu era, adică era așa, ceva mai degrabă de domeniul miracolului. Poziția de cupă europeană însă devenise un obiectiv și a devenit un obiectiv. Ei, acum când au rămas trei să se bată pentru asta, deja farul face primul pas greșit și probabil că Gică Hagi vorbește de momente importante, pentru că ăsta era chiar un moment important. O victorie în seara asta i-ar fi pus în postura de principal favorit la locul 2. Pentru că avea meci direct cu amândoi. Era la mâna lui, farul era la mâna ei, echipa farului. Da, mă gândesc că leagă și de meciul cu FCSB, că și ăla este un meci ratat până la urmă. E adevărat, dar ăla, hai să spui că încă era la două capete. Adică acolo, în meciul respectiv, chiar ei se puteau gândi chiar la locul 1. Că dacă bați FCSB-ul și așa mai departe. Deși ți-am zis, trebuia să fie vreun miracol ceva să se întâmple așa. Dar n-au obținut punctul ăla pe care probabil că îl sperau,
la meciul cu FCSB, că se gândeau că și FCSB-ul e bun punctul, și acum cred că s-au gândit că Sepsi e o echipă în vacanță, locul 6 din play-off, trebuie să... Noi avem meciurile alea tari cu Universitatea și cu CFR, unde trebuie să rezolvăm cazul. Da, 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 de asta trecem. Și atunci toate lucrurile astea se întorc, pentru că diferența de valoare în campionatul României este atât de mică, încât orice element de detaliu poate destabiliza. Două lucruri mai vreau să discutăm. După aia vreau să... Pentru că s-a luat și această hotărâre legată de loturile de la Euro și mi se pare importantă de punctat, mai ales că ești aici, mai ales că ești reprezentant al Federației de la 23 la 26 de jucători. Dar, înainte de a discuta chestia asta, unul la mână. Dacă ai înțeles cele trei schimbări făcute de Gică Hagi la 4 minute după ce se reia jocul. Deci nu facem pauză. Cred că 4 minute, maximum 5 minute să fi trecut. Nu se pupă, nu înțeleg. Aici, când se întâmplă schimbări de astea în minutul 49, pot fi două explicații. Una dintre ele se leagă de starea fizică a celor de pe teren din momentul ăla. Adică dacă un jucător vine la pauză și zice simt ceva, nu știu ce, dar cred că merge. Și după aia intră, joacă 2-3 minute și zice nu merge, nu mai da, pot. Da. Și atunci faci toate schimbările în momentul ăla pe care le mai ai de făcut ca să nu pierzi un moment de schimbare. Iar a doua explicație poate să fie de ordin, de rațiune tactică. În ce sens? În sensul în care antrenorul la pauză crede că poate schimba ceva în jocul echipei, explicându-le încă o dată ce trebuie să facă, spunându-le jucătorilor, tu trebuie să faci aia, tu trebuie să faci aia, începe repriza a doua, te uiți la meci și vezi că ăia nu fac absolut nimic din ce spui tu. Și atunci, în momentul ăla, zici, gata, hai, alții că voi nu înțelegeți. Dar culmea e că Farul începuse bine. Adică a fost primul șut, minutul 46 al lui Riva. Da. Și pe Riva îl scoți. Și pe Riva îl scoți în momentul ăla. Și a doua chestie, problema scandărilor, pentru că este pentru prima oară când Farul care, trebuie spus, are o imagine excepțională. Prin prezența lui Hagi, dovadă diferența colosală dintre ce reușește să absoarbă din mediul privat Farul ca sponsorizări, care este dat de două ori. Nu. Farul încasează bani din publicitate și din sponsorizări, da? Cât încasează Rapid și FCSB la un loc. Ceea ce pare șocant la bazinul de suporteri, apropo, da, pe care l-au cele două. E, clubul ăsta n-a avut niciodată probleme de imagine, de niciun fel. Ți se pare o problemă ceea ce s-a întâmplat astăzi cu scandările xenofobe ale suporterilor Farului și ți se pare... Sau, și cum vezi continuarea? Pentru că da, și voi la Federație ați trecut prin tot felul de probleme cu suporterii, amenzi, negocieri cu ei la un moment dat... etc. I-ați dat și judecat într-un anumit moment. Da, mie mi se pare că e o problemă, dar e o problemă cunoscută. Viitorul, până să devină Farul, era o echipă care avea un proiect și avea un brand în capul listei, în capul bucatelor, cum s-ar zice, Gică Hagi, da? Pe seama numelui lui Hagi, a brandului Hagi și a unui proiect sănătos, corect, au putut să își atragă parteneri care să vină cu sume de bani pentru că acei parteneri cred în proiect. Așa cum, de exemplu, se întâmplă și la Federație. Faptul că bugetul s-a dus de la 13-14 milioane până spre 40 acum, în decurs de 10 ani, fără să ai mari performanțe sportive, asta spune că e o echipă serioasă care face niște lucruri serioase și partenerii se apropie și se alătură de aceste proiecte serioase. E, cam așa văd lucrurile și la Farul. În momentul în care Viitorul s-a transformat în Farul, a primit la pachet și o galerie. Această galerie a ajutat de foarte multe ori echipa, mai mult, echipa a fost mai mult ajutată cu această galerie, în special la meciurile pe teren propriu, decât era înainte. Când era așa o atmosferă de litoral, să zicem, la da, un video. Da. Doar că aceste galerii îți vin la pachet și cu problemele. Te ajută în anumite momente și în alte momente sunt aproape să te distrugă.
sau să-ți creeze destul de multe daune. Dacă lucrurile continuau de natura asta sau vor continua de natura asta, e posibil ca un arbitru să întrerupă definitiv jocul, așa cum s-a întâmplat atunci cu Chivulete, sau dacă nu se organizează ei foarte bine să termine cu chestia asta. Ok, bun. Vom avea loturi de 26 la campionatul european. Da. Mai sunt 45 de zile fix în momentul de față, sper să-i fac eu calculul bine, până începe turneul final. Și am făcut o radiografie a jucătorilor, i-am luat, da? Și o să-i vedem și să discutăm pe scurt. Nu avem foarte mult timp, din păcate, Andrei, pentru că îi vedem și în plasma asta. Cei cu linie, da, roșie, au diverse probleme de diferite feluri și o să vreau să le discutăm pe scurt, să-mi zici în principal ăștia cu probleme medicale, dacă pot fi recuperați, cine poate fi recuperat și dacă te îngrijorează. Pentru că l-avem pe moldovan, evident, care n-are meciuri. Are problema Oblak. Are problema Oblak. Sindromul Oblak. După aia avem pe Burcă, care are ruptură musculară. Când ai informații, când se va reface și dacă va fi ok pentru Euro? Tragem speranțe. Și staful medical trage speranțe. Din ce am înțeles, recuperarea va fi făcută la Mogoșoaia. Adică se intuiește că ar fi timp în cazul lui să poată fi recuperat până la momentul ăla. Dar întotdeauna la rupturile astea musculare depinde foarte mult de în ce zonă sunt, cât de adânc sunt. Dar există optimism în privința lui Burcă. Da, din ce am înțeles din preajma lotului, da. Bun, următorul. Este Drăgușin. Cu minutele, să se înțeleagă, Susie, aprilie și martie. Am greșit eu, deci nu e doar aprilie. Sunt minute și meciuri și minute din lunile aprilie și martie, că mi se pare relevante. Drăgușin are 3 meciuri, 221 de minute, dar toate sunt în luna martie, da, într-un trecut îndepărtat, și pare că indiferent ce se întâmplă la echipa asta și indiferent câte goluri ia, Drăgușin nu-și găsește locul. Adică tot Romero și Van de Ven sunt acolo bătuți în cuie. E o problemă, Drăgușin? Și lipsa lui de meciuri? Orice jucător care nu joacă are o problemă din punctul ăsta de vedere. Șansa e că totuși se antrenează într-un grup foarte puternic în momentul în care probabil la adversar la antrenament te întinde foarte bine. Nu e același lucru ca și un meci, dar e o problemă. Adică cred că era mai bine când era la Genoa să fi jucat. Adică ți-ar fi convenit mai mult să fii rămas la Genoa până la sfârșitul sezonului? În situația asta, da. Interesant. Screciu. 2 meciuri, 146 de minute, ruptură musculară, recidivă la ruptură musculară. Înțeleg că e trimis în Finlanda, da, unde urmează un tratament special. Dacă acolo ar fi niște specialiști care să... Cei mai buni specialiști pe problema pe care o are el. Că iarăși e o problemă musculară, dar e într-o altă zonă. Din ce am înțeles, nu poate interveni nici Mariana în zona că e lângă tendon, înțeleg. Da, fiind vorba și de recidivă, aș fi puțin mai sceptic decât în cazul lui Burcă. Da, aici. Deci el șanse mici să se refacă și să prindă. Depinde și de organism la o chestie de genul ăsta, dar deja la Screciu mai e o problemă, că Burcă a jucat până acum. Da. Dar Screciu în sezonul ăsta a jucat foarte puțin. Da, pe Burcă are 8 meciuri, 720 de minute în ultimele 2 luni, adică exact. el până să se rupă n-a avut probleme. Dacă e să o dăm puțin și pe glumă, e și golgheterul echipei. Absolut, bate toate penaltiurile. Denis Alibek, de ce l-am notat cu roșu? Sau portocaliu, pentru că el mai are un meci care urmează la sfârșitul săptămânii ăsteia, cred că, sau la începutul săptămânii viitoare undeva, după care nu mai joacă până la turneul final. Da, problema asta o știam cu campionatul din Qatar, că așa se întâmplă. Există vreun plan pentru el, știi cumva, să fie adus în țară? La Mogoșoaia, da. Va veni la Mogoșoaia? Da. Alibek. Da, nu știu exact să spun de când, dar se lucrează separat, pentru că vor mai fi jucători care vor veni mai devreme, unii vor termina mai târziu, depinde și care va fi strategia cu cei care nu mai au obiectiv acum FCSB, dar atâta vreme cât are meciuri în campionat, era la atitudinea clubului să-i țină cât dorește clubul.
Totuși ar trebui să se gândească la problema pe care tocmai Gică Hagi a pus-o în debutul sezonului ăsta, dacă ți-aduce aminte, când n-a dat vacanță la jucători, a stat până în ultima etapă și pe urmă a invocat cumva gestiunea momentului în clipa în care au fost eliminați cei de la Farul de Helsinki, dacă mai ții minte, da, că s-a pus-o un pic problema. Da. Și atunci cred că din trecut poți să analizezi și să iei, să faci programul cel mai bun pentru jucătorii tăi. Bun. Următorul top, mă rog, sunt mai mulți jucători. O să apucați, dacă vreți, o să postăm astea ca să fie foarte clare. Mă rog, la Moruțan nu e ruptură musculară, este ruptură de ligament. De tendon. De tendon, da, și el este out definitiv. Coman are ruptură musculară, dar pricep că n-ar fi, nu? Nici la el nu e o situație foarte gravă. Nu cred că e situație gravă. Adică și Coman va fi apt pentru campionatul european. George Pușcaș, fractură. Înțeleg că a fost o intervenție chirurgicală. Da, dar cred că nici la el nu va fi problemă. Și o ultimă remarcă, repet, îmi pare rău că n-am avut mai mult timp, dar s-au lungit flash-urile și așa mai departe. Observă că jucătorii care au evoluat cel mai mult în lunile astea două sunt cei din campionatul României. Da. Șut are 9 meciuri, 792 de minute. Portarii, da, ai noștri, cei din campionatul intern, da, tot așa. Adică în România, paradoxal, dintre toate campionatele în care au fost jucătorii ăștia, la noi s-a jucat cel mai mult în aceste două luni. O să vedem. Acum vedem și intensitatea, că poate că aici poate să fie o explicație. Unde intensitate mai mare, pericolul de accidentare este mai mare. Absolut. Și atunci... Bun, sperăm că în 45 de zile să fie toate în regulă. Mulțumesc, Andrei, mulțumesc, prieteni. Rămâneți cu noi, urez o noapte liniște.